Bună seara, domnule și domnule, la Capital Special. Am plăcere în această seară să discut despre un subiect delicat la prima vedere, un subiect despre două lucruri care se pare că n-au nicio legătură, dar de fapt au o legătură foarte puternică. Este vorba despre artă și administrație, este vorba de teatrul din Petroșani. Am plăcerea să i-am alături de mine pe domnii Cosmin Rădescu, directorul teatrului din Petroșani. Bună Bună seara! seara! Bună seara! Și pe primarul municipiului Petroșani, domnul Tiberiu Iacovlițiu. Bună seara! Bună seara! Domnilor, v-am invitat într-o componență care poate la prima vedere pare fără nicio legătură, dar cu toate astea nici arta nu poate fără administrație, nici administrația nu poate fără artă, este un lucru foarte clar. Deci arta presupune bani și din cele mai vechi timpuri și romanii dădeau, de împărații romani dădeau locuitorilor Romei pâine și circ. Iată că și noi acum, în acest an de grație 2020, trebuie să facem, în ciuda pandemiei, în ciuda tuturor problemelor ivite, trebuie să facem ca arta să triumfe, ca teatrul să își continue activitatea. Domnule Rădescu, știu că v-ați pregătit puternic pentru gala artelier pe care o veți desfășura în zona Brădet din Petroșani. Ce puteți să ne spuneți din acest punct de vedere? Da, m-am pregătit sau ne-am pregătit puternic, adversarii noștri ar putea spune chiar prea puternic, pentru că reacțiile lor sunt de această Adversarii, factură. nu știu despre ce adversar vă referiți. Probabil o să atingem mai târziu acest subiect și adversarii care de mai mult timp încearcă să pună piedici și să oprească această ascensiune a teatrului din Petroșeni. Dar revenind la gală, da, urmează începând de mâine 10 zile de gală, un festin cultural pe care Teatrul Dramatic Ion de Sârbu îl oferă publicului din Valea Jiului. Așa cum a obișnuit, încercăm în funcție de bugetul foarte mic pe care îl avem în ultimii 3 ani, un buget foarte mic pe care l-avem de la Consiliul Județean, încercăm să facem și chiar reușim să facem performanță. Urmează 10 zile de spectacole de teatru, spectacole de improvizație, concerte de muzică clasică, lecturi în spații publice, o noutate pentru Teatrul Dramatic Ion de Sârbu din Petroșani. Am inițiat această acțiune, acest tip de proiect pentru a putea aduce la cunoștința publică într-un mod foarte simplu și direct. Aș putea spune chiar contondent acest tip de lectură și de implicație culturală care să aibă un impact direct asupra publicului. E un spectacol de improvizație, de exemplu, pe care actorii teatrului cei patru, actori ai Teatrului Dramatic Ion de Sârbu, care nu mai au nevoie de nicio prezentare, Radu Tudosie, Mihai Alexandru, Alexandru Cazan și Laurențiu Vlad, îl vor face într-o competiție de improvizație cu patru actori de la Teatrul Regina Maria din Oradea. Sunt patru concerte de muzică clasică, un proiect inedit, Redescoperă România, un proiect care sau pe care ne face plăcere să-l găzduim în Petroșani, în municipiul Petroșani, pentru a arăta până la urmă implicația teatrului în ceea ce privește dezvoltarea turismului. Spun asta pentru că și din perspectiva pandemiei, dar și din perspectiva, să zic așa, găsirii altor spații alternative pentru desfășurarea spectacolelor de teatru, Primăria Petroșani a venit în sprijinul nostru, oferindu-ne posibilitatea și sprijinul logistic de a putea desfășura aceste spectacole în spații publice. Am demonstrat cu premiera spectacolului Paracliserul la Brădet că publicul din Petroșani și nu numai din Valea Jiului este dispus să vină în zona Brădet, să vadă spectacolul, e o zonă de agrement destul de importantă și destul de frecventată de oamenii, de cetățenii din Petroșani.
Ceea ce ne-a dat încredere să putem demara și să dezvoltăm acolo întreaga gală. Cu mici excepții, în sensul în care nu ne-au permis desfășurarea două spectacole simultan, pentru că avem în aceste 10 zile cel puțin două evenimente în fiecare zi pe care le desfășurăm în spații din Petroșani. Asta pentru a putea arăta inclusiv această latură a teatrului, mobilitatea teatrului și faptul că teatrul poate îmbrăca și poate lua orice formă. Se poate desfășura în absolut orice spațiu. Revenind la proiectul Redescoperă România, care în afara concertului propriu-zis constă proiectul în realizarea unui material video despre zona Petroșanului și despre Parâng, proiectul se va desfășura, dacă vremea o va permite, pentru că aici e singurul inamic care ne poate opri până la urmă să ne ducem la bun sfârșit aceste planuri, se va desfășura în Parâng. Un concert de muzică clasică, în aer liber, un proiect care, în opinia mea, are un foarte mare impact, sunt solicitări foarte multe în acest moment. Repet, vremea ar fi singurul impediment care ne-ar putea împiedica să desfășurăm proiectul acolo. Pe de altă parte, în afară de Brătet, avem spectacole în zona teatrului, în zona acolo lângă teatru, în piațeta aceea de lângă teatru, în centrul vechi, să zic așa, al Petroșanului. Zic centrul vechi pentru că e zona cea mai frecventată și cea mai... Clădirea este printre cele mai vechi din municipiul Petroșani. Așa că toate aceste proiecte au menirea de a intra într-un impact și de a avea un impact direct și a intra într-un contact direct cu publicul din Petroșani. Tot din cauza pandemiei, numărul locurilor va fi unul limitat, toate activitățile și toate acțiunile se vor desfășura cu păstrarea distanței, cu respectarea legii, purtatul măștii va fi obligatoriu, scaunele și spațiul va fi dezinfectat cu substanțe acreditate, aprobate și avizate de Ministerul Sănătății, va fi dezinfectant la intrare, intrarea și accesul în spațiul respectiv care va fi delimitat se va face pe altă cale decât pe cea pe care se va face evacuarea, așa că vor fi respectate toate prevederile legale în ceea ce privește desfășurarea acțiunilor culturale în spații publice. Deci, repet, conținutul galei, el este public în momentul acesta pe toate căile de comunicare ale teatrului, pe Facebook, pe mail-uri, pe televiziuni și radiouri. Vreau să mulțumesc în primul rând echipei de la Electromax. Echipa de la Electromax a susținut această gală cu o sumă destul de consistentă. Vreau să mulțumesc, nu vreau să dezvălui suma, este dorința celor de la Electromax să nu dezvălui această sumă. Au făcut-o din convingere, vreau doar să-i mulțumesc pentru această acțiune de mecenat domnului Apostu și echipei de la Aqua System. Sunt doi sponsori importanți care aș putea spune vor susține aproximativ jumătate din această gală, din costurile, din cheltuielile acestei gale. Din păcate, primăria municipiului Petroșani n-a putut susține acest lucru pentru că din cauza pandemiei toate fondurile, dar mă rog, despre asta cred că domnul primar este mult mai îndreptățit decât mine să vorbească, știu asta din dialogurile pe care le-am inițiat, din cauza pandemiei toate fondurile alocate activităților și acțiunilor culturale au mers către spital pentru că nu, în aceste momente sănătatea e mult mai importantă. Dar cumva compensează cu acest sprijin care a venit fără tăgadă și fără întârziere pentru teatru, pentru a sprijini aceste acțiuni culturale din cadrul galei Artelier a Teatrului Dramatic în perioada 21 august-31 august. Domnule Liții, iată că activitatea dumneavoastră managerială a cuprins și această participare la gala teatrală, cea care va avea loc începând cu 21 august până în 31 august, deci 10 zile de gală teatrală la Brădet.
Care este implicarea dumneavoastră și a primăriei pe care o conduceți în această acțiune? Da, așa cum a spus și domnul manager, în primul rând vreau să-i felicit pe cei de la teatru, pe domnul Rădescu, pentru inițiativă și pentru munca pe care colectivul pe care dumnealui îl conduce o face, muncă pe care au făcut-o și în perioada de pandemie. Ei au lucrat și în acea perioadă foarte mult, au transmis online, au fost printre primii din România care au făcut practic și transmisii live, au fost și pe posturile naționale. Iar, cum sunt de altfel și acum, cum sunt de altfel? Televiziunea noastră e un post național de televiziune care se recepționează de la Constanța la Botoșani și de la Oradea la Craiova. E adevărat, am greșit eu, nu neapărat posturile naționale, că și dumneavoastră sunteți post național, dar posturile centrale. Singurul post național din județul Hunedoara, program 24 din 24. Asta ca să înțeleagă toată lumea. Care că ne vede toată țara. Ne vede toată țara. Exact. Și cu atât mai mare este bucuria că la Petroșani există această inițiativă. Mă bucur că ați ales un titlu foarte sugestiv, Artă și administrație în Petroșani. Părerea mea este că arta este foarte importantă și cultura în general într-o comunitate. Vorbeați de epoca romană. Da, ei au fost un imperiu foarte important, sau poate cel mai important imperiu din istorie. Cel mai bine organizat. Cel mai bine organizat și cu foarte mari rezultate și în această zonă a artei. Fără artă și cultură, cu siguranță nu puteau să facă ce au făcut. Acesta este meritul teatrului, a echipei de acolo, cu toate greutățile și cu toate piedicile pe care le pun zi de zi cei de la Consiliul Județean. De fapt, nu cei de la Consiliul, conducerea Consiliului Județean. În mod concret, aș vrea să ne referim mai pe larg un pic la acest aspect, pentru că este de notorietate faptul că teatrul din Petroșani a trecut prin clipe dramatice, deși este teatru dramatic, a trecut prin clipe la propriu. La propriu, și însemnând, asta însemnând o diminuare severă a fondurilor și, mă rog, și alte lucruri de care aș vrea să amintim totuși. Vă dați seama că un act de cultură nu se poate face sub teroare sau sub stres, cum au fost ei supuși de 2 ani de zile, cu toate tachinările și cu toate șicanele administrative, politice, făcute de conducerea Consiliului Județean și special de managerul public. Dar iată că colectivul și în special domnul Rădescu sunt niște profesioniști și au reușit să treacă, chiar dacă și în continuare sunt tracasați și agasați. Știu că în continuare există niște procese. Absolut, absolut. În loc ca cei de la conducerea Consiliului Județean să-i ajute, să ajute cultura în Valea Jiului, până la urmă vor unii sau nu vor, Petroșani este capitala Văii Jiului și este și capitala culturală a Văii Jiului. Aici se desfășoară cele mai importante acte de cultură. Sigur, asta nu înseamnă că și în cealaltă localități nu se întâmplă lucruri. În Valea Jiului nu mai există teatru decât în Petroșani. Absolut, absolut, nu. Dar sigur, arta nu constă doar în aici, teatru. Da, aici aș vrea să spun că Petroșani în momentul de față este o suburbie a capitalei culturale lupeni. Dacă vreți să înțelegeți. Nu, și totuși, da, pentru că în spațiu public a apărut această poziție care a fost repetată și reiterată în mai multe rânduri. Capitala culturală a Văii Jiului este Lupeniu. Așa că n-aș vrea să politizăm. Recunoaștem, nu politizăm deloc. Nu, dar nu politizăm. De ce să politizăm? Discutăm de cine, nu? Discutăm de cine dispută această titulatură până la urmă de capitală culturală a Văii Jiului. Și am spus, am recunoscut chestiunea asta și cred că și domnul primar o recunoaște. Aici în suburbia acestei, nu? Până la urmă acestei capitale, pentru că o capitală reprezintă un oraș important, mare, o metropolă până la urmă, nu? Și atunci în această suburbie a capitalei culturale Lupeni încercăm să facem și noi teatru. Iertați-mi în paranteza. În condițiile în care, nu știu, la ce vă referiți exact, pentru că știu că la Lupeni... O să revin la această poveste. La Lupeni nu există teatru. Există teatru la Lupeni, nu există. Dar, mă rog, acum... Acum, dacă domnul Rădescu știe mai bine niște lucruri, o să ne le explice, așa cum zice, mai pe... Nu, probabil domnul Rădescu a fost așa de subtil că se referea probabil că nu există nici măcar teatru de păpuși, există niște păpușari, dar asta e altă discuție. Deci ca să continuăm, domnule primar, să continuăm cu... Da, să continuăm, este o gală
festival, zic eu, de teatru la Petroșani. Primăria a contribuit prin punerea la dispoziție acestor locații în aer liber, pentru că toate se vor desfășura în zona Brădeț sau în zona teatrului sau în alte locuri din municipiul Petroșani. N-am putut să contribuim cu bani pentru că a fost destul de din scurt și n-am beneficiat încă de rectificarea bugetară care a fost promisă de la guvern, dar susținem cu toată logistica și cu tot ce putem noi să punem la dispoziție pentru ca aceste piese de teatru să se joace în cele mai bune condiții în spațiile publice. Și sigur, suntem alături de teatru, noi avem și un parteneriat cu dumnealor pentru un proiect cu 200.000 de euro prin fonduri norvegiene. Da, primăria a contribuit cu o sumă de bani, tot așa, pentru că cei de la Consiliul Județean n-au găsit aceste sume, deși ele erau. Mă rog, n-are rost să mai discutăm de rea o voință. Dar dacă tot suntem la capitolul acesta cu Consiliul Județean... Discuta, pentru că și titlul emisiunii este artă, da, și administrație. Artă și administrație, și am văzut ieri... Consiliul Județean este, tot, face parte tot din administrația publică județeană. Da, numai ei nu știu asta, că ei de fapt sunt și ei plătiți din bani publici, din banii noștri ai tuturor, și ar trebui să le lucreze în interesul cetățenilor din județul Hunedoara. Dar eu am văzut că de fapt ei vin și cumva se și laudă, așa clamează, cumva nu fac aia că n-am vrut eu, că am vrut să dau o lecție. Adică pentru ei cetățeanul e undeva în plan secund. În față sunt orgoliile politice și interesele politice, da? Acest lucru cu siguranță se va încheia pe 27 septembrie când la conducerea Consiliului Județean va veni domnul Adrian David și echipa PNL și atunci toate lucrurile vor reintra în normal și din punctul de vedere al culturii și din punctul de vedere al infrastructurii și din punctul de vedere al economiei județului și așa mai departe. Însă nu pot să trec peste acest aspect, chiar că dacă domnul Rădescu, nu știu dacă e de acord, n-am discutat cu dumnealui înainte, însă am văzut ieri pe administratorul public rânjind la televizor, spunea o să-l evaluez eu pe Rădescu. Dumnealui care cu greu reușește să lege două fraze, o să-l evalueze, ca să nu zic evalueze, pe domnul manager Rădescu din punct de vedere al actului managerial. Vi se pare o chestiune normală? Adică cum poți să... Da, mă rog, astea sunt alte lucruri. Ca să nu mai vorbim de procedură, să nu vorbim de toate actele acestea administrative, că vorbim de administrație și de abuzurile la care ei au fost supuși și sunt supuși în continuare. Adică mai e un pic până la alegeri, mai sunt 3 săptămâni de la data de 1, da? Ce este așa de important? Nu mai merge județul ăsta dacă nu este evaluat managerul Rădescu de la teatru din Petroșani. Deci, eu ce pot să înțeleg de aici? Păi, nu știu dacă administratorul public al județului are competențe de a evalua un director de teatru, dar probabil că... Da, cred că cel mai competent să ne spună dacă este sau nu domnul Rădescu. Poate să ne inclusiv spun. Această chestiune e relativă. N-aș putea să vă spun dacă este competent sau nu domnul Costel Avram să evalueze. Nu mă evaluează pe mine, evaluează activitatea teatrului, evaluează managementul teatrului dramatic unde se rămâne. Bun, evident, subsemnatul are un contract de management încheiat cu Consiliul Județean Hunedoara, așa că... Dar e cumva un management artistic, nu? Da, nu este evident. Dacă ați evident. Luat mături sau nu, nu știu, mă gândesc. Da, ce pot să vă zic că este sigur, este că această evaluare este ilegală. Și este ilegală din mai multe motive, pentru că, în primul și în primul rând, după cum bine vedeți, de fiecare dată vin cu documente. Vin cu documente scrise, vizate, semnate, aprobate, acceptate de Consiliul Județean. Nu-l văd pe domnul Costel Avram să vină vreodată cu hârtii și cu documente în emisiuni. Dânsul vine doar cu înjurăturile notate, pentru că nici măcar la capitolul ăsta nu este capabil. Inclusiv cu înjurăturile la adresa mea și la adresa domnului primar, vine cu ele notate și le citește prin emisiuni de radio televizate, ca și când ar fi scrise de dânsul. Ei bine, între mine și Consiliul Județean există acest contract de management, pe care îl arăt la cameră. Da?
Cred că așa, da. Ei bine, acest contract de management, numărul 7489 din 29.05.2017, încheiat pe 5 ani, ca să nu mai zică domnul Avram că sunt interimar, da? Sunt repus în funcție, este o nuanță pe care dânsul nu o percepe pentru că îi scapă foarte mult de noțiunea termenilor și îi folosește total greșit. Sunt repus pe funcție în baza unei hotărâri judecătorești. Deci nu sunt interimar. Este un contract de management, după cum puteți vedea. Ei bine, în acest contract de management avem niște clauze destul de interesante, în sensul în care imediat, mă scuzați. La articolul 6, da, din contractul de management, spune așa: autoritatea are în principal următoarele drepturi. Și la litera C spune așa: să reanalizeze sumele necesare realizării programului în raport cu aranjamentele propuse de manager în proiectul de management și să renegocieze anual programul minimal în funcție de bugetul aprobat de autoritate, cu asigurarea cheltuielilor de întreținere și funcționare pe întreg anul bugetar. Rezultatele negocierilor vor face obiectul actelor adiționale, părți integrante ale prezentului contract. Ei bine, acest program minimal nu există. În fiecare an, în funcție de bugetul alocat, autoritatea este obligată să negocieze în mod direct cu managerul numărul proiectelor, felul proiectelor și să se încadreze într-un buget. Toate chestiunile astea, așa cum spune acest articol din contractul de management, trebuie cuprinse într-o anexă. În anul următor, evaluarea managementului se face punctual, strict pe această negociere, consemnată într-o anexă la contractul de management. Nu poți face, evaluarea managementului teatral nu e un lucru atât de subiectiv și atât de în sine și atât de evaziv, da? Și nu poate fi făcut în afara legii. Articolul 8 din același contract. Contractul este un contract cadru emis de un ordin 2799 al Ministerului Culturii din 15 decembrie 2015. Articolul 8, aliniatul 1, spune așa: programul minimal este prevăzut în anexa 2 la prezentul contract și este finanțat integral din subvenție, cu excepție instituțiilor care sunt finanțate integral din venituri proprii. Punctul 2. Programul minimal se negociază anual de autoritate și manager de autoritate, da? În baza propunerilor din proiectul de management și a raportului de activitate, precum și în funcție de bugetul alocat de autoritate la începutul anului bugetar. Ca urmare a negocierii prevăzute la aliniatul 2, se aprobă programul minimal anual și sumele necesare acestuia în termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului autorității și se cuprinde în acte adiționale la prezentul contract. În afara programului minimal, managerul poate decide realizarea și altor proiecte care nu fac obiectul negocierii cu autoritatea. Deci, această evaluare este ilegală. Se vehiculează în spațiul public că eu refuz, că eu mă codesc, că evit evaluarea. Nu, să ne înțelegem. Cosmin Rădescu nu evită evaluarea. Cosmin Rădescu dorește o evaluare legală, în condiții de transparență maximă și în condiții în care nu Costel Avram face această evaluare. Costel Avram m-a atacat și m-a denigrat în nenumărate rânduri, a atacat instituția, integritatea instituției, o face în continuare și lucrul acesta este mai mult decât vizibil. Cetățenii și oamenii știu, sunt în această poveste de peste 2 ani de zile. Apropo, aș putea să-i urez la mulți ani astăzi domnului Costel Avram, pentru că împlinește fix 2 ani de zile de când ocupă funcția de manager la Consiliul Județean Hunedoara. Adică fix în 20 august 2018 a început și acest travaliu imens cu teatrul dramatic Ion de Sârbu din Petroșani. Dar nu o fac. Așa că, asta pe de o parte. Deci este încălcat o chestiune destul de gravă, destul de flagrantă din această, să zic așa, procedură de evaluare a managementului. În afara acestei anexe 2 nu poate fi făcută evaluarea. În funcție de ce? Care este etalonul? Nu există. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, tot în acest contract de management. Bun, vreau să precizez pentru telespectatori și pentru domnul Costel Avram, pentru că deontologia profesională, deși nu sunt jurnalist, sunt doar analist politic, deontologia profesională mă obligă să îi acord domnului Costel Avram dreptul la replică. Dreptul la replică la tot ce se va spune în această emisiune, pentru că așa sigur este că normal. Eu... și așa este deontologic. Vă rog să continuați. Da.
Articolul 10 din contractul de management. Nu, aici cred că e bine. Nu cred că se vede, dar se vede credeți-mă pe cuvânt. Evaluarea managementului se realizează pe baza raportului de activitate înaintat de manager în termen de 30 de zile de la termenul stabilit de autoritate pentru depunerea situațiilor financiare anuale. În termen de 60 de zile de la depunerea raportului de activitate de către manager, autoritatea are obligația să organizeze evaluarea managementului. În termen de 60 de zile de la depunere. Am depus raportul de activitate pe 28 februarie 2020. În termen de 60 de zile, autoritatea ar fi trebuit să demareze procedura de evaluare. Nu a făcut-o. Am aici din întâmplare, uitați cum arată această anexă 2. Aceasta este anexa 2 cu programul minimal însemnat de subsemnatul împreună cu Consiliul Județean Hunedoara pentru anul 2018. Acesta este programul minimal pe baza căruia eu am fost evaluat anul trecut, în 2019, și pe baza căruia am fost picat. Asta după ce în 2017 am obținut 9,75 la evaluare. Am făcut aceleași proiecte, am făcut aceleași lucruri, ba din contră chiar mai multe. Ei bine, în 2018, pe baza aceluiași proiect de management, am fost notat cu 6,37. Bun, care era la schimbare? Ca să spunem lucrurile pe nume, Gurele spun că ar fi trebuit să ocupe postul noastră alte persoane, să vină în locul dumneavoastră și din cauza asta, probabil. Singura schimbare în toată această ecuație este administratorul public. Și atunci, cred că e simplu de înțeles de ce în anul 2019 am meritat nota rușinoasă de 6,37. Deci, repet, acest lucru, aici sus în antet scrie program minimal anual pentru anul 2018, anexă la contractul adițional numărul 3 din 13.04.2018. Vedeți, deci în 13 aprilie 2018 am semnat acest program minimal. Și s-a făcut o contraexpertiză aceste ultime evaluări și s-a ajuns la altul. Suntem în instanță în momentul de față. Deci, repet, nu există acest lucru. Dar s-a făcut o contraexpertiză la această, evaluare de 6,75? Păi nu, pentru asta suntem în instanță în momentul de față. Am câștigat în contencios administrativ, inclusiv recursul la Curtea de Apel Alba. Acum suntem pe fond în civil la Tribunalul Hunedoara. Deci, repet, această anexă nu există. În lipsa ei nu se poate face evaluare. Pe de o parte. Dar mă scuzați, iertați-mă, fac o paranteză ca să înțeleg eu și probabil și telespectatorii. Dumneavoastră sunteți într-un proces acum cu cei de la Consiliul Județean și nu înțeleg pe ce vă evaluează ei acum. Nu așteaptă rezultatul procesului? Costel Avram, acum câteva săptămâni, chiar în ziua în care au susținut, să zic, acel raport de activitate al Consiliului Județean, dacă vă amintiți, a susținut public că el nu este de acord cu această evaluare, că din punctul lui de vedere nu ar trebui făcută această evaluare, că el nu a susținut această evaluare, că nu trebuie să existe atâta vreme cât există un proces pe rol în desfășurare pentru evaluarea. Mai mult decât atât, cu siguranță că instanța va dispune reevaluarea pentru anul 2018. Da? Nu înțeleg de ce această grabă cu evaluarea. Istoria, din punct de vedere și artistic, și financiar, și administrativ, a anului 2018 este scrisă. Evaluarea se face pe chestiuni concrete. Există bilanțuri contabile depuse la Consiliul Județean. Există arhivele teatrului, există activitatea teatrului publică. Ea nu poate fi contrafăcută, ea nu poate fi măsluită. Raportul de activitate este depus la Consiliul Județean. Această evaluare, din punct de vedere tehnic, poate fi făcută și peste 20 de ani. Lucrurile nu mai pot fi schimbate. Nu mai pot fi adăugate, nu mai pot fi simplificate, nu mai poate fi nimic. Dar, ei bine, tocmai că mi se spune că eu politizez activitatea teatrului, nu, vă spun foarte clar și foarte sincer că ei politizează. În sensul că mă vor demite în septembrie, da? Tocmai pentru că am obținut și pentru că am dorit intrarea în Partidul Național Liberal împreună cu această echipă cu care dorim să facem și să construim lucruri în municipiul Petroșani și în județul Hunedoara. Ăsta este motivul. N-au avut nici măcar, nu știu, demnitatea elementară de a lăsa să terminăm gala. În ultima zi de gală vine comisia, foarte bine să vină, probabil împreună cu Costel Avram, conform calendarului pe care mi l-au trimis. Costel Avram pe 31 septembrie, august, iertați, va veni în ultima zi de gală, va veni să vadă clădirea teatrului, să vadă nu știu ce, conform calendarului, pentru că face parte din comisia de evaluare. Și pe 1 septembrie, a doua zi după ce se termină gala, sunt prezent în fața comisiei de evaluare la ora 11 în sala mare de ședință a Consiliului Județean pentru susținerea raportului de activitate.
V-am spus a doua chestiune care este, în opinia mea, ilegală vis-a-vis de susținerea acestei... am aici adresa pe care mi-a trimis-o Consiliul Județean Hunedoara, calendarul desfășurării evaluării, care spune așa că în 31 întrunirea membrilor Comisiei de Evaluare la sediul Consiliului Județean și deplasarea membrilor Comisiei de Evaluare anuală în tot sau în parte la sediul Teatrului Dramatic Ion de Sârbu. Pe 1 septembrie susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul interviu la sediul teatrului, la sediul, mă iertați, al Consiliului Județean Hunedoara la ora 11 în sala mare de ședințe. Aici este semnată această adresă pentru că vreau să fac referire la altceva. Este o adresă care nu are niciun fel de antet. Da? Este o adresă simplă, după cum văd, către Teatrul Dramatic în atenția managerului. Din punct de vedere administrativ, evaluarea începe sau este generată de o dispoziție a președintelui Consiliului. În baza rapoartelor de specialitate întocmite de resursele umane, Serviciul Resurse Umane, Consiliul Județean Hunedoara, prin președinte, generează printr-o dispoziție evaluare. Ei bine, dispoziția este singurul act administrativ care poate fi atacat în contencios administrativ. Se refuză în mod intenționat, tocmai pentru a nu ataca în contencios această dispoziție, se refuză comunicarea ei. Până anul trecut și inclusiv managerilor de la, din DEVA, de la Teatrul de Artă DEVA, de la Muzeul Civilizației Dace și Romane și de la Bibliotecă, lor li s-a comunicat dispoziția. Mie nu mi se comunică dispoziția de evaluare. Nu mi se comunică pentru a nu o putea ataca în contencios. Am avut astăzi discuții cu președintele Consiliului Județean. Ieri îmi spunea că nu există această dispoziție. După 10 minute m-a sunat și mi-a spus că există această dispoziție. L-am rugat să mi-o transmită, să mi-o comunice. A spus că mi-o comunică tocmai luni, că lucrează la ea. Da, sunt lucruri ciudate și lucruri care, în opinia mea, sunt destul de negre sau de gri încât să fie luate în calcul. Dispoziția de evaluare, o să trecem acum de la dramă puțin la comedie, în sensul că aveți aici o dispoziție din 18.03.2020. Da. Este o dispoziție care suspendă evaluarea la Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Centrul de Artă DEVA, Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara, Teatrul de Artă DEVA și Teatrul Dramatic Ion de Sârbu din Petroșani. O mai pun încă o dată către cameră. Cu marker verde este poziția Teatrului din Petroșani. La articolul 2 sunt menționate și dispozițiile. Cele trei dispoziții cu privire la primele trei instituții. Consiliul Județean suspendă și procedura de evaluare la Teatrul Dramatic Ion de Sârbu din Petroșani în data de 18.03, dar... Surpriză, ce să vezi, dispoziția apare în 13.06.2020. Așa cum domnul Costel Avram afirma, apropo de câștigarea concursului pentru postul de administrator public cu o săptămână înainte că va fi declarat câștigător, e bine, cu aceeași inteligență și cu același tact, în 18 martie 2020 suspendă o dispoziție din 13 iulie 2020. Adică cum? Suspendă o dispoziție din trecut? Nu, din viitor. Din viitor. E mai grav. Că din trecut poți să suspendi o dispoziție. Da. Deci el suspendă în martie o dispoziție din iunie. Din viitor. Da. Bun, da. Astea sunt documentele. Am o întrebare. La concursul acela de... Pentru la ocuparea funcției de administrator public, au mai fost și alții contracandidați? Nu, da, nu-și permite. Nu știu, mă gândesc și eu. Nu-și permite nimeni să candideze cu... e ca și când ai candidat cu Chuck Norris. Da, iertați-mă, dar... Dinerețe. Exact. Eu mai întreb ceva, că poate mă depășește, poate n-am fost eu foarte atent. Dar Consiliul Județean are un președinte și doi vicepreședinți. N-am înțeles de ce mai trebuia un manager public. Ei bine, trebuia un manager public căruia să-i se atribuie calitatea de ordonator principal de credite în contextul în care Teatrul Dramatic Ion de Sârbu are de vreo două săptămâni. Adică nu avea pușculiță. Nu înțeleg. Adică, bun, am înțeles tot așa abuziv că s-au luat atribuțiile celor doi vicepreședinți. Da. Da? Atunci nu înțeleg de ce mai plătește sau... De ce a mai plătit în continuare dacă le-a luat? Sunt și schemă, membrii de partid, știu eu. Poate asta o fi considerând. Nu știu, dar eu cred că cu banii de salariu a domnului administrator public se puteau face multe lucruri chiar în domeniul culturii. Că nu sunt bani puțini, din câte știu eu.
Da, asta e o chestiune de, mă rog, care ține de codul administrativ. Președintele are până la urmă atributul ăsta de a delega sau nu, de a nu delega. Dacă aveai doi vicepreședinți, de ce le-ai luat atribuții? Da, ideea este că cei doi vicepreședinți au susținut, cel puțin în ceea ce privește activitatea teatrului, au susținut-o în permanență. Până anul trecut eram în coordonarea domnului Sorin Vasilescu. Domnul Sorin Vasilescu, după cum știți bine, a ieșit public și a afirmat că nu are ce reproșa activității teatrului, respectă, salută activitatea teatrului, salută echipa de la teatru și că nu este de acord cu această evaluare, cu această cacealma de evaluare. Simulacru de evaluare, spunea dânsul, ca să citez în exactitate. Păi și ce a pățit domnul Vasilescu după afirmațiile astea? Eu nu știu. Păi ce să pățească? Dânsul a pățit că i s-au luat toate atribuțiile, dânsul a pățit că a fost marginalizat de la actul de conducere al Consiliului Județean Hunedoara și, după cum bine vedeți, de un an și de aproape un an de zile, singurul care știe tot ce mișcă în țara asta, râul Ramul, este domnul Costel Avram, care se pricepe la absolut tot, inclusiv la cultură. Ca să închei cu povestea asta, pentru că nu-mi, asta a fost partea comică și partea de SF, cumva, așa, să anulezi o dispoziție pe care urmează să o dai peste 3 luni, mi se pare de domeniul trecutului. Încă o ilegalitate a Consiliului Județean, încă o confuzie maximă a Consiliului Județean, pentru că toate aceste lucruri coroborate mă pun pe mine în situația simplă, de altfel, de a mă gândi câtă încredere să am în acești oameni, câtă încredere să am în autoritatea numită Consiliul Județean Hunedoara, cum să merg în orb în fața unui complet de judecată și în fața unui complet de execuție până la urmă, pentru că am mai trecut prin chestiunea asta. M-au rănit puțin, nu m-au omorât, m-au rănit. Bun, și evaluarea, dar... în ce a constat evaluarea pe care ați... Pe care cea de anul trecut? Da. Activitatea teatrului este cuprinsă în acest raport de activitate. Activitatea teatrului din punct de vedere, în primul rând din punct de vedere artistic, din punct de vedere administrativ și din punct de vedere financiar. Da, toate aceste lucruri sunt cuprinse în acest raport de activitate. El există scris, există. Din punct de vedere financiar și administrativ nu există probleme. Suntem cea mai auditată instituție din Hunedoara. Din 3 în 3 luni, n-avem ce face, mergem la teatru să mai audităm. Anul acesta, înainte de pandemie, am fost 3 luni de zile, în norocul pandemiei, când 15 martie, când s-a instaurat starea de urgență, atunci s-au suspendat și ei. Era panica aceea de la început, vă amintiți? Și am comunicat cu cei de la audit prin mail-uri mai mult și s-a finalizat, să zic așa, auditul. Ce să vezi? Nimic. Rădescu nu fură, Rădescu nu înșală, Rădescu își face treaba și probabil că asta deranjează. Lucrul care pe mine mă doare cel mai mult în toată ecuația asta nu sunt eu. Pentru că eu sunt în momentul de față și o spun, nu știu dacă are legătură sau nu are legătură, și o spun cu toată responsabilitatea. Sunt urmărit, mi se fac desene pe mașină, în fiecare seară la teatru, în ultimele seri, sunt mașini care filmează, se opresc, filmează, aruncă cu bani, monede în stradă pentru teatru, oamenii sunt hărțuiți, am fost filmat de, și o să o spun cu toată responsabilitatea, am fost filmat pe proprietatea mea de fratele lui Costel Avram, pe numele lui Sebastian Avram există o plângere penală făcută de mine, da? Este fratele lui Costel Avram, există filmări, m-a filmat pe proprietate, sunt într-un conflict deschis cu Costel Avram de peste 2 ani de zile, iar președintele Consiliului Județean găsește de bună cuvință să-l pună în comisia mea de evaluare. Așa că nu evit această evaluare. Am afirmat public la o altă televiziune că sunt de acord să fie Costel Avram în comisia de evaluare cu o singură condiție, aceasta să aibă caracter public. Adică să fie prezentă presa, să fie prezenți cetățeni, actorii teatrului, trupa teatrului. Nu am niciun fel de teamă să-mi susțin acest raport de activitate. Nu evit acest raport de activitate. Nu evit acest interviu, dar eu vreau să fie făcut în condiții temeinice de legalitate și de transparență. Sunt foarte multe abuzuri, vi le-am spus, vi le-am demonstrat cu acte și cu documente semnate de Consiliul Județean. Nu sunt vorbe goale, sunt abuzuri care de peste 2 ani de zile întrec absolut orice măsură. Este ridicol, penibil și penal.
Bun, deci să înțeleg că în data de 31 august sau din septembrie, când va avea loc următorul proces de evaluare? Da, înțeleg că luni a afirmat președintele Consiliului. O chestiune foarte importantă. Instituția prefectului a atacat această dispoziție. Acea dispoziție din viitor, din 13 iunie, da? A atacat-o și a cerut retragerea ei de către Consiliul Județean. Prefectura, instituția prefectului Hunedoara nu a primit niciun răspuns de la acest Consiliu Județean, de la președintele Bobor. Da? Iată al cincelea argument legal și temei legal pentru care această evaluare este ilegală. Repet, nu fug de această responsabilitate a susținerii, ar fi și culmea să fug de această responsabilitate, pentru că tot ce s-a întâmplat în teatru, activitatea teatrului și financiară, și artistică, și administrativă, este trecută prin mâna mea, este trecută prin filtrul minții mele și al echipei de la Teatrul Dramatic Ion de Sârbu din Petroșeni. Bun, deci când va avea loc următoarea evaluare? Următoarea evaluare are loc după ce se termină gala. Am și afirmat într-un material. 31 august, deci 1, 2. Pe 1, tu pe 31 începe practic pe 31 august, în ultima zi de gală, echipa comisia de evaluare se întrunește pentru a nota raportul de activitate. Bun, atunci pe data de 1 septembrie vă aștept în emisiunea Capital TV, sigur, ca să ne spuneți nouă și trezătorul cum s-a desfășurat și la ce concluzii s-a ajuns. Și la ce concluzii s-a ajuns, da. Probabil voi pica această evaluare pentru că... Să vedem atunci. Pentru că domnul Costel Avram, fiind în comisia de evaluare, cu siguranță că punctajul va fi unul dezastruos, activitatea datului va fi una dezastruoasă. Să vedem documentele respective și atunci le dezbatem aici la Capital TV, nu? Da. Aceasta este dispoziția din viitor, din 13.06.2020. Un lucru foarte interesant care încă o dată întărește abuzul pe care îl face Consiliul Județean, la articolul 5 este modificat. Prin contrapunct sau prin juxtapunere vă atașeți și dispoziția de anul trecut. Deci am aici cele două dispoziții, cea de anul trecut și cea de anul acesta. Ei bine, dacă anul trecut în dispoziție, articolul 4 spunea așa, prezenta va fi dusă la îndeplinire de serviciul resurse umane, salarizare, gestiunea anuștia și va fi transmisă celor interesați prin grija serviciului administrației și mi-a fost comunicată și mie ca idee. Bun. Anexa 1 și anexa 2 sunt regulamentul de evaluare, regulamentul acestui proces de evaluare și anexa 2 cu comisia de evaluare. Da, cred că acum n-aveți această... Nu, acum este modificată. Mi se interzice comunicarea. La articolul 5... ce e marcat cu markerul, prezenta va fi dusă la îndeplinire de serviciul resurse umane, salarizare și gestiunea funcției publice și va fi transmisă de către secretariat membrilor Comisiei de Evaluare și de Soluționare a Contestațiilor. Deci mi se refuză dreptul la apărare, dreptul constituțional. Eu nu pot ataca din punct de vedere al legii contenciosului decât un act administrativ. Bun, dar puteți veni în emisiune la televizor Cu siguranță că voi veni în emisiune, semnată de președintele Bovoa și de secretarul județului. Deci mi se refuză în mod intenționat, în mod abuziv, în mod flagrant dreptul de apărare în fața instanței. Pentru că vreau să merg în fața instanței cu toate aceste dovezi pentru a demonstra ilegalitatea acestei evaluări, dar acest drept mi este refuzat. Acest drept constituțional. Bun, haideți, vă invit să ne oprim aici cu această problemă și să o continuăm cu acceptul dumneavoastră, să o continuăm după evaluarea din 31 august sau 1 septembrie. Vă aștept să dezbatem atunci concluziile, era să zic comisie de anchetă, concluziile comisiei de evaluare, așa, și până atunci totuși haideți să continuăm într-un alt registru și să dezbatem un pic gala Artelier pe care o veți desfășura în Petroșani, în zona Brădet, începând cu 21 august și terminând cu 31 august, 10 zile de gală teatrală, unde vor avea loc 15 reprezentații? Nu, vor avea loc în fiecare zi, sunt cel puțin două evenimente. Aici, din Iura, numărat sunt 15, da? Sunt mai multe, sunt 15 reprezentații de teatru, concerte, dar evenimente sunt și lecturile publice, ele sunt scrise cu... Văd că sunt distincte, sunt reprezentanții a unor piese distincte cu regizori, alți regizori, alți actori, deci e o desfășurare impresionantă de forțe da, și da. Forțe artistice, bineînțeles, în natură, dar...
De asta chiar apreciez și eu gestul făcut de domnul Sorin Apostu, care a sponsorizat, să înțeleg, această desfășurare impresionantă. Da, da. Și pentru că sunt foarte multe piese cu mulți actori. Sunt multe piese. Teatrul Dramatic Ion de Sârbu deschide această gală cu 3 premiere. Este un lucru inedit. S-a afirmat în foarte multe situații de domnul Costel Avram că n-am făcut nimic în pandemie, că nu ne merităm banii, că nu ne merităm salariile. Probabil de asta nu a aprobat salariile până la sfârșitul anului. Dacă când l-am întrebat de ce nu avem salariile aprobate, este că nu știe, că nu-i treaba lui, dar în același timp spune că el este ordonatorul principal de credite. Deci e simplu de ce nu avem salariile, de ce nu aveam salariile aprobate, acum le avem printr-o adresă primită săptămâna trecută, ni s-a solicitat o propunere de rectificare bugetară cu suplimentarea. Numai că, din cauza lipsei, teatrul funcționează cu contracte pe perioadă determinată și nedeterminată. Din cauza lipsei fondurilor salariale a trebuit să prelungim contractele doar până la finalizarea, să zic așa, bugetului pe salarii, adică până undeva în luna septembrie. Adică niște angajații ai teatrului, în jur de 15, au contracte pe perioadă determinată doar până în luna septembrie. De ce? Pentru că așa a vrut Costel Avram. Să arate o lecție, să dea o lecție, de să șantajeze până la urmă activitatea teatrului și angajații teatrului prin neacordarea sumei integrale pentru bugetul de salarii pe anul 2020. De ce? Pentru că cetățenii, pentru că mulți dintre ei sunt cetățenii acestui municipiu, actorii teatrului, trupa teatrului protestează, își cere drepturile, cere până la urmă o ultimă rămășiță de demnitate și de spirit civic din partea celor care au aceste atributuri, din partea Consiliului Județean. Nu dorim altceva decât să fim lăsați în pace, nu dorim decât să ne facem treaba, să ne continuăm acțiunile artistice și culturale pe care le-am demarat, să venim în fața publicului cu oferta noastră culturală și să îmbogățim până la urmă această Vale a Jiului prin toate aceste lucruri pe care le facem. Aceste lucruri sunt recunoscute nu numai de cei din județul Hunedoara, dar și de cetățenii din România. Activitatea noastră din pandemie, activitatea video, am făcut spectacole, două spectacole online de teatru TV, este unicat în România. Nimeni, niciun teatru din România în toată această perioadă nu a făcut așa ceva. Am făcut două spectacole, ele vor fi prezentate, vor fi proiectate în cadrul galei, vor fi proiecții video în cadrul galei la Brădet. Am făcut acele serii de poezie dintr-un proiect inițiat care se numește Poezie în pandemie, din doi poezi de importanță națională și internațională. Ieșim acum cu 3 premiere de teatru în deschiderea acestei gale, pentru că până la urmă o gală reprezintă încununarea tuturor reușitelor artistice ale unui teatru. Cu siguranță că concertele de muzică clasică și simfonică nu sunt atributul teatrului, dar considerăm că pentru îmbogățirea vieții culturale și a ofertei culturale a teatrului e benefică această abordare din partea teatrului. Singura instituție care își poate permite aducerea în cadrul unui festival de teatru a unor trupe de o asemenea factură. Încercăm să diversificăm, încercăm să arătăm publicului din Petroșani importanța artei, importanța teatrului, importanța culturii, în ideea în care ne vom putea dezvolta și din punct de vedere intelectual și din punct de vedere personal, dar prin ieșirea în diverse spații să încercăm să dezvoltăm și turistic această zonă. Pentru că mai avem 2 minute de emisie, aș dori 1 minut domnul Iacob Riții și 1 minut domnul Rădescu, vă rog. Domnule Iacobriții, având în vedere că Teatrul Dramatic Ion de Sârbu este un petroșean, care este punctul nostru de vedere vis-a-vis de această situație? Punctul meu de vedere este că e un abuz continuu din partea Consiliului Județean și în special a administratorului public asupra Teatrului de Sârbu și asupra managerului și a echipei de acolo, inacceptabil. Și dacă tot dumneavoastră sunt așa foarte chitiți pe tot felul de anchete, auditări de tot felul, eu cred că în 27 populația județului Hunedoara va, 27 septembrie, da, va da un verdict final și se va încheia cu această situație dezastroasă pentru județul Hunedoara și pentru actul de cultură, în special din Valea Jiului. Pe de altă parte, vedeți că minciuna are picioare scurte, chiar dacă a fost o perioadă de 2 ani de zile,
eu sunt convins că domnul Rădescu și echipa teatrului va câștiga în instanță. Lucrurile, repet, vor reveni la normal și oamenii aceștia, artiștii, trebuie lăsați să facă cultură de calitate de această dată la Petroșani, pentru că mai încearcă unii pe la Deva să facă cultură cu bani foarte mulți. Apropo, lor li s-a tăiat bugetul de producție și domnul Rădescu știe foarte bine foarte mult și cu toate aceste tăieri, cu toate aceste șicane, rezultatele teatrului sunt extraordinare. Și asta nu face decât să aducă, vorbesc de activitatea lor, să aducă un plus de calitate a vieții și a ceea ce înseamnă comunitate la Petroșani. Mulțumesc frumos. Teatru poate deveni o atracție turistică pentru această zonă și asta este meritul dumneavoastră. Timpul, din păcate, timpul s-a încheiat. Domnul Rădescu, ne vedem cu drag după gală cu noi amănunte. Doamnelor și domnilor, asta a fost emisiunea de astăzi.